Bună ziua, bună dimineața, stimați colegi, domn președinte. Deci, o întrebare de procedură, chiar a ieșit un pic de comun o situație. În această sală nu avem un coleg deja de 3-4 ședințe care în locul să lucreze aici ca și deputat în Parlament. Asigură activitatea primăriei municipiului Chișinău, drumuri, atcaturi, gunoi și așa mai departe. Inclusiv controlează și finanțele municipale. Și întrebarea este, domnul Ghimpu, va primi pentru luna mai-iunie salariul ca și deputat sau ca și primarul general? Că este important că noi să știm pentru ce primește această persoană în salariu. Mersi. Domnul Bătrâncea, vă rog foarte mult. Noi suntem în cadrul plenului Parlamentului și avem și norme de etică, dar avem și regulament. Dacă aveți întrebări cu privință la absența unui deputat sau altuia, există secretariatul care vă poate da absolut toată informația, căci absolut totul se înregistrează, inclusiv când dumneavoastră sunteți absent, la fel se înregistrează. Vă rog frumos, în continuare, colegii liberali au dreptul la replică pentru că ați vorbit despre liderul fracțiunii și a partidului. Vă rog frumos, domnul Apostol, foarte scurt, în limitele și normele eticii, 3 minute la dispoziție. Eu văd că unii au scăpări de memorie, dar ieri, pentru asta, eu mai bine ar avea grijă de vacanțele de lux al lui Dodon în Turcia și să aibă grijă să-i angajeze un mediator pentru ca să înveți bine geografia, ca să nu încurci capitala Istanbul cu Ankara.